Nucile sunt un simbol al belșugului și al abundenței, iar românii au creat o întreagă serie de superstiții legate de ele. Mituri, legende și simboluri, toate destinate nucului, circulă de mii de ani încă de la Adam și Eva. O veche superstiție românească susține că nu este indicat ca oamenii să planteze nuci. Atunci când copacul va fi la fel de gros ca gâtul omului, acesta ar muri, spune legenda. Există totuși o soluție. Pentru a scăpa de blestem, trebuie să se deseneze un cerc în jurul puietului. Cercul trebuie să fie foarte mare, astfel încât copacul să rămână mereu în cerc și să nu-l depășească. O altă superstiție interzice tăierea nucilor. Se spune că cel care taie un nuc își va pierde viața în curând, așa că aceștia trebuie mutați nu tăiați. Nucii se pot planta doar atunci când în viața unei persoane urmează un eveniment foarte important, de pildă nașterea unui copil. Există mituri care susțin că dacă ascunzi primul smoc de păr al copilului într-o scorbură de nuc, părul acestuia va crește lung și frumos. Dacă o persoană pune în apă cu care se spală de Crăciun o nucă, acesta va fi sănătoasă. Omul care arde lemnul de nuc va suferi de dureri de dinți. O altă legendă este legată de Adam și Eva. Se spune că Eva a visat că dacă ea și Adam vor consuma câte două nuci, atunci se vor putea înmulți. Urmând prevestirea visului, Eva a acționat în consecință și cei doi au avut copii. Romanii vedeau nuca prin prisma unui simbol al fertilității, presărând nuci înaintea mirilor. Acest obicei se păstrează în Polonia chiar și în prezent. Simbolistica nucilor în vise. Se spune că visele despre nuci reprezintă vești despre prosperitate și împlinirea dorințelor. O altă interpretare spune că urmează o călătorie. Nucile care apar în vise mai pot simboliza și căutarea unei rezolvări într-o problemă de viață foarte importantă. Apariția unei nuci în visul unei femei simbolizează o viață fericită. Dacă o persoană visează nuci, atunci aceasta va avea parte de succes în afaceri și în dragoste, relatează sursebune.com.